Ia, gata, băi nene, că nu mai am răbdare, zău așa, cu scuzele de rigoare că vă enervez că am întrerupt piesa asta cu Firehouse, foarte mișto de altfel, dar eu nu mai am răbdare pentru că l-am așteptat pe omul ăsta în studio de atât de amar de vreme și uite că s-au aliniat astrele. Bun, așa cum v-am promis, mare musafir mare și n-a venit singur aici, Charlie Otley în studioul Rock FM. E destul de dificil în primul rând să descriu bucuria de a-l avea invitat în studioul nostru pe îl mai tare ambasador non-sportiv al României, pe britanicul Charlie Otley în, în vizita aici la Rock FM. Va fi și la Magic, va fi și la Kiss. A vizitat țara noastră, din câte știu, în 2011, s-a îndrăgostit de ea și apoi a făcut o serie de documentare pentru cei care nu știu, deși îmi imaginez că sunt puțini care nu știu chestia asta, Wild Carpathia, Flavors of Romania, văzute în întreaga lume, dând posibilitatea oamenilor să afle mai mult de România decât prin intermediul Simonei Halep, Dracula Ceaușescu sau Hagi sau Ilie Năstase. E bine, omul ăsta a vrut să arate tuturor frumusețea locurilor și oamenilor din România. Charlie, bun venit la Rock FM, ai făcut atâtea pentru țara noastră. Stai Mersi. Și locuiești la Șirlea, lângă Bran. Cu toate astea, tu nu vorbești românește. De-aia am rugat-o pe Oana să ne traducă astăzi. Vorbesc bună, puțin, Oana! Dar mai bine cu Oana. Am înțeles. Da. Hai, Oana, din ce am spus eu aici, ce reușești să-i traduci? Sau, nu știu, dacă am înțeles, poate să dea și răspuns. I think you mainly understood what Christy said. You are the best ambassador for Romania. You are the person that promoted it, but not through sport. Pe de microfon, mai aproape de microfon. But not through sport, so well, through its beauty. I love this country and now I live here full time. So, you know, we do what we can. And you know, it's so inspiring and there's so many stories to tell here in Romania that haven't been told. Because, you know, let's face it, it hasn't really been promoted a lot in the past. So we find, you know, we're always thinking of new ways and new things and new places to show. Okay. Îmi place România, o iubesc. De fiecare dată căutăm alte locuri și alte peisaje să arătăm frumusețea ei. Foarte frumos. Charlie, din toate locurile astea, din toate țările astea din lume, ce te-a împins către România? Că bănuiesc că, nu știu, bănuiesc că n-ai pus degetul pe hartă, inima, mă duc în România. Cum ai ales țara noastră? How have you chosen Romania? Because I suppose you didn't went on the map and put your finger. No, I mean, I'm cineva de ea. I was making TV shows all around the world. Yeah. I did a series for Travel Channel, which was for about 12 years. Flavors of South Africa, flavors of Scotland, flavors of Colombia, Mexico, Greece, you name it. And I was filming in Scotland and I was interviewing a conservationist guy called Paul Lister and he said, come and see Romania because it's what Scotland used to look like 600 years ago before we shot the wolves and we chopped down all the trees. Lucram la o serie, Flavors of Scotland, Flavors of Colombia și când am ajuns în Scoția, Paul Lister mi-a spus, vină puțin în România să vezi că arată așa cum arăta Scoția înainte să ne omorâm toți linșii și lupii. So I came over and I discovered this, you know, incredible country with the last surviving, you know, huge mixed forest left in Europe and two-thirds of the apex predators that you have in Europe here in this country. And it was like this wonderful wilderness and magical adventure playground and with beautiful villages and the people were so kind and welcoming. It just inspired me to start making films and we did Wild Carpathia and Prince Charles very kindly. Now King Charles, obviously, kindly agreed to participate, and you know we work promoting his charities, and he does a lot of good work here. And I just got involved, and gradually, and then I met Wana, of course, and the rest is history. Am venit aici și am descoperit această țară minunată, un loc, un adevărat loc de joacă pentru copii, cu pădurile ei, cu biodiversitatea, cu animalele. Și așa am început să fac seria Wild Carpathia. Apoi regele Charles a acceptat să apară în documentarele noastre și așa a luat naștere proiectele noastre, iar apoi am cunoscut-o pe Oana. Știi de ce îl întrebam? Pentru că am avut curiozitatea asta de ce România, pentru că, ok, am fost în foarte multe locuri din lume să filmeze, însă s-a îndrăgostit și a rămas aici. Am citit undeva într-un articol că și-a închiriat casa din Anglia, din Scoția, sau, mă rog, casa lui, da. Și a ales să rămână aici. A fost foarte greu până a găsit o casă, până...
Poți să-mi povestești, Charlie, despre asta? So he found out that you've rented your house in UK and decided to move for definitely here, and he would like to know, was this a hard decision to make? No, it was very easy. I was coming back to England less and less, so, you know, maybe for 2 months a year or a month even, and so now I'm actually selling that house because I want to restore. We want to buy as old houses in our area. Mm-hmm. That are falling down because a lot of people are burning them or knocking them down and replacing them with concrete, cement, and we're losing the cultural landscape in this country. It's happening all over Romania. Our village should be a UNESCO World Heritage site, but because people have built so much concrete in the last few years, there's no chance. Elvis has left the building. So, but we want to save what we can and have a pub in the village as well. So that's the plan. Pub in the village. Yeah, an English pub in a Romanian village. It may catch on, right? With live music, some rock bands. Sounds good. Sounds good. Da, decizia a fost foarte ușoară deoarece Charlie mergea din ce în ce mai rar acasă în Anglia. Când a găsit casa de la Șirnea, decizia a fost deja luată de mult timp. Din păcate, satul în care locuim este unul dintre cele mai frumoase sate din România și primul sat turistic, dar din păcate casele nu sunt lăsate abandonate și se construiesc foarte multe vile din ciment, ceea ce este un mare păcat, și dorința lui este de a proteja și a salva cât mai multe case tradiționale și de a crea un pub mix englezesc-românesc. Yes. Am senzația că îmi povestiți un film acum și nici de cum că nu e viața reală a unui om, pur și simplu am senzația că mă uit la un film și îmi place tare mult filmul ăsta. Și ce mai frumos și mai sănătos legat de aceste documentare făcute de tine, Charlie, că ai deschis ochii nu doar străinilor, ci și ochii românilor asupra frumuseților acestei țări, pentru că noi românii ne grăbim să dăm o mulțime de bani, să vedem tot felul de locuri exotice din lumea asta. Evident, și Facebook-ul și Instagram-ul au o însemnătate foarte, au un rol foarte important în treaba asta. Dar tu ne-ai făcut și pe noi românii, pentru că suntem totuși niște ignoranți, mulți dintre noi, și nu știm de foarte multe locuri atât de frumoase din țara noastră. Și acum îmi spuneai și de regele Charles. Eu cred că nu de nebun a venit omul ăla în frumusețea aia deloc de la Viscri. L-am vizitat vara trecută, by the way. Și chiar aș vrea să te întreb, acum ca rege, crezi că ar mai putea veni în vizită la Viscri, așa, pe pe neve, sau nu știu dacă poate un rege să se strecoare până la casa lui din Viscri. Dar pe mine mă interesează și asta. Ai băut vreodată o țuică cu regele Charles, cu prințul Charles, că era prinț atunci? Și cum e el ca om? So he's been to Viscri. Chris has been to Viscri, seeing his house. And but there is one curiosity. Do you think now, as a king, he might have the option to come back to Romania? And did you ever had the chance to drink a țuica with him? Well, I will say that I think everyone's hoping that he will come back. Obviously, his logistics are a bit harder if you're a king. Yep. And you know, he's having a coronation quite soon. So may not be this year, but I hope very much that. And I don't think he'd mind me saying, that he loves this country and is really wants to help and loves to be here and experience the beauty of the hay meadows and the flowers, and you know, and it's peaceful, and you know, it's a chance to get away from everybody. So I'm sure that we'll see him again. Yeah. Cu toții ne dorim să revină. Probabil în perioada aceasta partea de logistică e puțin mai dificilă, mai ales că urmează și încoronarea, dar cred că nu s-ar supăra dacă aș spune că iubește această țară și probabil cu prima oportunitate va reveni în România. A demonstrat-o, da, a demonstrat-o de nenumărate ori, că iubește această țară, îi place să fie la noi aici, dar mai pe low profile, așa. Bun, e clar tuturor că avem o țară foarte frumoasă, însă trebuie să te întreb, nu știu, din punctul tău de vedere, care sunt punctele slabe ale turismului de la noi? Cum putem concura cu alte țări? Ce trebuie schimbat? Ce trebuie adăugat?
The weak points of Romania, what should be changed, what can be done? Well, I think what we, first of all, we've got to do is we've got to believe in our country a bit more. You know, there's a lot of Romanians who are going abroad. And what's really lovely is I've had lots of messages from people who've seen our films. And there are more and more people saying that they've moved back to Romania having seen our films. One guy stopped us on the side of the road. He has a paragliding business now, and he said, thanks to you, I'm back in my country. Wow. And I've had this from hundreds of people, diaspora, over the last couple of years, who have moved back having seen Wild Carpathia or Flavors, because they've fallen in love with Romania again. And we need the traffic to be incoming. You know, this country has amazing resources, fantastic things going for it. But if people leave, you know, we'll never move forward. Ok, o să fac așa un scurs suman la ceea ce a spus. Sunt foarte pasionat, doamne, I know, I like this. Da, deci Charlie ne spunea că și-ar dori să vadă cât mai mulți români din diaspora, că se întorc acasă. Avem o țară frumoasă, cu foarte multe resurse. Încă el chiar primește mesaje de la români care revin în țară și își deschid afacere aici. And, you know, this country has so much to offer. I think a lot of people leave places like London because it's so expensive, you save no money. Yeah, and you miss your family, and your family are here getting older, and your friends are having adventures without you. And actually, you know, home is where the heart is. And I hope that more people will feel that way about their country. But that's down to us to take Romania. Everyone has to, we have to believe in this country and take it forward. And then people will come back. Trebuie să avem încredere în această țară și să ducem mai departe mesajul. România este o țară cu foarte multe resurse. Sunt convins că oamenilor le este greu să fie plecați. În Londra, spre exemplu, viața este foarte scumpă și sunt convins că le este dor de familie. Atunci sper să ia în considerare revenirea în țară. You know, this is why we're promoting Romania on BBC World, you know, with the help of the regional councils. Sadly not the ministry yet, but we'll see. But we want to show the whole of Europe how beautiful Romania is, bring tourists here, and you know, it's so desperately important that all these businesses rely on foreign tourists coming and spending their money in this country, and every other country is promoting. So we're having this Haiduc rebrand of Romania, but I hope we've got it right, you know. But we at least we're doing something, and we're getting the message out there to show people how beautiful this country is. De aceea am făcut și campaniile de promovare a României pe postul BBC în dorința de a arăta turiștilor și străinilor cât de frumoasă este România. If people want to see the films, they're on our YouTube page, Team Wild Carpathia. Anyone can see the films we've made there if they want to have a view of those. Filmele le puteți găsi pe pagina noastră de Facebook, Wild Carpathia, sau pe pagina de YouTube, Team Wild Carpathia. Team Wild Carpathia. Ok, mamă, deci îmi vine să vă țin 3 zile aici, pe cuvântul meu. Charlie, m-am uitat la Flavors of Romania. Am observat foarte multe lucruri. În primul rând, am crezut despre tine că ești inconștient, că faci chestia asta călare pe motocicletă pe drumurile din România, pentru că eu sunt stampățitul, așa, dar cred că ți-a fost foarte greu să te și concentrezi la gropi, la animale nesupravegheate, la cocalari, nu știu cum se spune, cocalari, sau în engleză, trebuie să explic omului, așa. Ai avut peripeții pe drumurile din România și nu vorbesc de incidentul de la Timișoara, ăla are un subiect aparte ăla. Da. Ai avut cu motocicleta, Doamne ferește, nu știu. Did you had any wrong adventures, difficult adventures with the bike? Multe. Disastrul. Că tu trebuie să te uiți și la frumusețile alea, să scrii despre ele, da, să le și filmezi, probabil cu drona, da, ok, da, ții mâinile pe ghidon. Dar trebuie să fii atent și la drumurile astea, pentru că sunt atâtea capcane. There's a slight problem, I think, in this country with driving, okay? Okay. As we know. I mean, it's the Jekyll and Hyde thing. Romanians are wonderful people. I love them dearly. But Jekyll sometimes when they get behind the wheel of a car, there's like a massive change. Yes, in attitude. I know. Este o mare problemă. Românii sunt oameni frumoși, dar este o mare problemă când se urcă la volan și încep să conducă. Devin foarte, foarte periculoși pe drum. And we were on the bike on corners, and several times with one behind me, we had guys coming straight at me.
Oh my God! You know, we had two trucks overtaking, and they took up the whole road coming into Bunesht, and there was nowhere to go at 120 kilometers an hour, taking up the whole road. I had to go onto the dirt on the side of the road. Jesus. There was about 1 foot of gravel at 100 kilometers an hour alongside a truck with the handlebars scraping the fabric of the truck out the other side. It all happened in about 1 second, and there was a big ditch the other side, and the trucks were moving double speed past us the other way. We almost died. It was so close. Oh my God. Sorry. Da, am avut un incident puțin horror. Unul dintre ele au fost două tiruri care au intrat în depășire, nu ne-au văzut absolut deloc și era o porțiune foarte, foarte îngustă lângă ciment pe care Charlie a reușit să o ia. Practic, coarnele motocicletei au atins pânza camionului. Da, trebuie să-l înveți pe Charlie în momentul de astea să spună tatăl nostru. În engleză, în românește, să-l spună. Așa. Am remarcat o mulțime de lucruri senzaționale la tine, la munca ta absolut fabuloasă, însă mi-au rămas așa pe retină niște chestii legate de tine, în afară de faptul că te plimbi pe motocicletă și asta stârnește multe invidie în rândul confraților mei bikeri. Știi ce m-a plăcut foarte tare? Că atunci când stai de vorbă cu țăranul român, cu o mămâiță de 100 de ani, cu un nene care e acolo cu familia lui de generații întregi, se citește pe chipul tău bucuria de a descoperi un țăran autentic. Spune-mi, omul ăsta, românul autentic, sau nu, omul autentic, este rar întâlnit astăzi în lume? Mai există, nu știu, popoare care și-au păstrat tradițiile, în care oamenii își păstrează vorba, portul și așa mai departe, sau doar în România? Aside from the fact that you are riding a bike all around the country and the fellow bikers are feeling jealous about that, he noticed when you go to the villages and you are talking with all grannies, bunici, bunice, and you see their beauty and the look in their eyes, and they are still preserving their traditions, their crafts. Have you noticed this in any other parts of the world, in other countries? Is this something that is still kept, No. This is why Romania is so special. One of the reasons, many reasons, because in my country, at home, in England, although now this is home, we shove our old people into homes, and you know, there's not really this chance to look after them, or you know, that they live out in, and you know, this the net result is they die very quickly, you know, in this, it's very unhappy, and I see a very different thing here. Unul dintre motivele pentru care România este specială este faptul că își păstrează aceste tradiții și, spre exemplu, în alte țări, chiar și în Anglia, noi bătrânii îi trimitem la casele de bătrâni, nu mai avem sentimentul acesta al familiei. Yeah, and I think the sense of family here is so strong, and that's one thing that I love about Romania is this strong family unit that people have here, with all the festivals and traditions like Mărțișoara tomorrow. You know, there's so many throughout the year. Mărțișoara. Okay, very nice. Hai pe repede înainte, incidentul de la Timișoara. Pentru cei care nu știu, Charlie filma pentru documentarul său, s-a așezat omul, așa am înțeles eu povestea, pe o bancă să se odihnească, să verifice aparat, și la un moment dat doi puști i-au furat rucsacul cu aparatură, nu? Oana, să mă contrazici dacă n-am dreptat. Da. Bun, s-a dus omul la poliție, cum face fiecare cetățean. Bă, nene, ok, poate aparatele nu trebuie, dar îmi trebuie cardurile alea, că am filmat o grămadă acolo, găsiți-le. Într-un final au fost găsite, copiii au fost aduși la poliție și ce-mi face chiar la nostru? Le cumpără aparate, mă, de fotografia, de filmat, și îi învață pe copii să fotografieze. Și în felul ăsta poate învață și ei o meserie frumoasă și nu mai fură. Deci asta mi s-a părut genial. Asta spune foarte multe despre omul Charlie Oatley și despre caracterul lui, așa, de la care noi românii avem multe de învățat. So, about the situation in Timișoara, what surprised him is the fact that aside from having been stolen, those instead of being upset, you have went back and you have given to the kids, camera kids, so they can learn and have a job and be happier and look at it like this, you know, we don't have a brilliant welfare state
here in Romania. These kids were stealing on the street at 2 a.m. because they didn't have enough food and the mother didn't have food to give them. It's not their fault, they're the victims. And, you know, we let this happen. You know, we have this problem with the poorest sections of the community and we ignore it. We sweep it under the carpet too many times. These kids desperately need help. They need social workers to check in on the parents. They need grants or bursaries for school uniforms and things, and they need someone to make sure they go to the school, and they need to be given a chance in life, otherwise the cycle of crime repeats itself. Din păcate... Da, o secundă, cu răspunsul ăsta m-ai convins să-mi fac tatuaj cu chipul tău. With this answer you convince him to do a tattoo with your face. Please don't. Please translate. Da, din păcate sistemul social în România nu este așa cum ar trebui să fie. Copiii aceia erau la 2 dimineața în parc furând nu din plăcere, ci dintr-o necesitate. E nevoie de un sistem, nu este vina lor. Au trebuit să facă lucrul acesta, au fost puși. Din păcate ar trebui să avem un sistem social puțin mai activ, care să ofere fonduri pentru familiile neajutorate, să se asigure că acei copii se duc la școală. Și de aceea am considerat și am luat decizia aceasta de a arăta altceva, să vadă că există și o altă oportunitate. Și apoi, jos pălăria, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc frumos, Charlie, pe repede înainte, că nu prea mai avem timp. Când apare sezonul următor din Flavors of Romania și ce aduce el nou, în câteva cuvinte? In few words, when is season 2 Flavors of Romania going to appear and what it will bring to us? Okay, it's appearing on Netflix from September. Anyone who wants to see the trailers now for the episodes, and we've got great characters, big shout out to the Gentleman Bikers. And every region has a trailer. We've almost finished the trailers. You can see them on our Facebook Flavors of Romania page, and we will be posting more news as the year progresses, but it'll be ready in September. Va fi difuzat de Netflix începând cu 1 septembrie, iar pentru cei care doresc să vadă mai multe insight-uri, găsiți trailerele pe paginile noastre de Facebook, Flavors of Romania și Wild Carpathia. Da, și a spus ceva și de bikerii mei de la Focșani, de Gentleman Bikers, care sunt acum călare pe aparatele de radio și pe toate alea. Abia așteptau să vă audă și să spuneți, evident, de voi că, na, toți ne dăm mari cu tine când te avem prin preajmă. Așa o fac și ei, așa o facem și noi ăștia de la Rock FM. Și așa o vor face și cei de la Kiss și de la Magic, pentru că de aici urmează să te plimbi printr-o trustul, așa. Și Charlie, încă o dată, un simplu mulțumesc, nu știu dacă e de ajuns, pentru a-ți arăta aprecierea față de tot ceea ce faci tu, față de faptul că niciun guvern n-a făcut cât ai făcut tu pentru România din 89 încoace. Probabil că o să ne întâlnim la branșă să discutăm în vara aceasta, unde avem acțiune cu Bikers for Humanity România. Am auzit că ai auzit de voluntarii Bikers for Humanity. Absolut. Așa, și o să sper să reușim să stăm de vorbă ca doi bikeri, ca doi prieteni și ca doi români. Pentru că e foarte important. Am senzația că ești mai român decât mulți alți români și pentru asta îți mulțumesc tare de tot. În final o să avem și o piesă cu Charlie Oatley în prima audiție aici la Rock FM. Age of Bucezi se cheamă. Tradu, ne-l-o rămas bun și ascultăm piesa. Just to say thank you so much for having us. I know this song that we wrote is not rock. No problem. I want to write rock songs. It's time to do some, but this was just a ballad which inspired me from our area, and we want lots of musicians to write Western songs about Romanian landscapes and places like Baile Herculani, where you could do a blues song, and show this country with song, like the Americans do for Nashville and the Grand Canyon. And this could be a nice way to create films with music of the different landscapes we have here. Mulțumesc frumos, știu că melodia nu este chiar rock, sper că va urma, dar asta aș vrea să văd că se întâmplă în România, cât mai mulți muzicieni să compună melodii despre diferite zone istorice ale țării și să reușim să promovăm România și prin muzică și acompaniate de videoclipuri.
Foarte frumos. Iar vouă celor care ne ascultați acum pe Rock FM și vă mai spun din când în când la terminarea emisiunii, atenție la motocicliști, vă mai rog odată să o faceți cu gândul la prietenii voștri pe două roți, la rudele voastre, la colegi, la cunoscuți sau la Charlie Oatley, britanicul care călărește un Harley cu număr galben și face pentru țara asta, așa cum spuneam, ce n-au făcut 10 ministere. Thank you, bro. Thank you very much. My pleasure. Cu drag. Such as these, no treasure such as these. I feel my soul lifted all the way up to the stars. Just the silence of the night. Passing cars, or the noise of rowdy people piling out of bars. It's as silent as life on Mars. These precious moments, they are ours. Be afraid, no need to be afraid. Gonna be